La inaugurarea podului Carol I, acum peste 120 de ani, preotul cărturar Dimitrie Chirescu, care a oficiat slujba religioasă, a vorbit într-atât de frumos încât regele Carol I l-a îmbrățișat. Tot atunci a avut loc și prima prestație a corului Ide Chirescu din Cernavodă. Am ales acest lăcaș sfânt, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru secțiunea de muzică sacră, muzică religioasă. Suntem atâtea nații, atâtea etnii la acest festival, dar noi suntem ca frații, pe noi ne unește cultura, ne unește muzica. Ioan de Chirescu a fost un mare compozitor român, născut la Cernavodă, de fapt în Rasova, dar a activat în Cernavodă, și de aceea festivalul nostru poartă acest nume, Ioan de Chirescu. Era fiul preotului Dimitrie Chirescu, care la vremea respectivă era un mare om de cultură al locului și se pare că ei sunt, familia Chireștilor este cea care a pus bazele acestui cor pe care eu îl conduc astăzi, corul Ioan de Chirescu. Am invitat coruri din mai multe țări, să știți, nu degeaba ne numim Festival Internațional, pentru că sunt coruri din Bulgaria, din Moldova, din Statele Unite, din Italia, care vin și care ne încântă, ne cântă și ne încântă cu producțiile lor, care uneori sunt extraordinare, cum am avut și surprize în prima parte, cea laică, și sper că vom avea și în cea religioasă de astăzi. Suntem bucuroși să ducem muzica românească și de data asta colindele românești în bisericile ortodoxe. De aceea am ales și un repertoriu adecvat, un repertoriu de colinde de origine bizantină, colinde foarte vechi, pe care românii le cunosc și le cântă împreună cu noi în timpul concertului. Oh,
corul Arpeggio in Roa din Roma, Italia. Cântatul în cor este frumos și mai ales în biserică. De ce mai ales în biserică? Pentru că armonia care se naște din vocile umane se apropie mai mult de Dumnezeu. Parcă se apropie mai mult de îngeri, de serafimii și de heruvimii care cântă în ceruri scaunului ceresc. Și noi dorim ca să ne înălțăm, dorim să și să înălțăm pe oameni în același timp.